frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt. Mama, ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor. Mama, florile de ziua ta, măicuțe-ți dăruiesc. Zilele mereu se vin. Bună ziua, doamna Raisa. Eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surprize la domiciliu. Astăzi sunteți omageate, aveți o vârstă frumoasă de 58 de ani și cu această ocazie bucheție 101 trandafiri este pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Vă dați seama de la cine poate fi? Nu mă cunosc. Eu am un mesaj pentru dumneavoastră. Haideți să dăm citire de mesajul și de mesaj vom afla. Dragă mamă, precum sunt florile gingășe, soarele luminos, apele limpezi și zvarele cristaline, așa să fii tu, mămică dragă, bună, înțeleaptă și frumoasă. În tot restul vieții să ai parte numai de oameni buni, oameni care să te respecte, să te stimeze și Domnul să te păzească de toate primejdirile. La mulți ani, draga noastră mamă, soacră și bunicuță, în această zi minunată am hotărât să-ți aducem zâmbetul pe fața ta senină, să-ți facem ziua un pic mai călduroasă. Îți urăm un sincer la mulți ani, multe bucurii și sănătate din partea noastră. La mulți ani, cu drag fiul Sergiu, Nora Olesia și nepoțica Carina. Mulțumesc mult, m-am emoționat. Mulțumesc mult, mulțumesc. Iubesc mult și pe stare de parte mi lipsesc. Mă gândesc tot timpul la dânsul. Și e și am mai scump pe lume și vă fiișile, copiii, fiecare și oameni mai scumpe lume. Dar viața e totdeauna de parte de dânsul pentru să mergem înainte și mai facem ceva, suntem toți în lume. Acum sunt acasă, anul ăsta că de ziua mea sunt la casa mea, dar e unul din copii, șansă că în lume ar fi. Aș dori, dacă mai ajung anul viitor, să fim toți, să fim serioși, dacă Loda, Alesia, familiile, ar fi mult mai frumos. Și azi am ajuns la o vârstă, că de azi trebuie să ies la pensie. Și e o vârstă, mai bine să fii tânăr, dar totodată ești fericit că am ajuns la o vârstă și mă simt bine. Și vreau să trăiesc mulți ani înainte ca să fiu alături la copii, la nepoți, și dacă pot să-i mai ajut să-i văd cât mai des. Și aș dori să fii toți cu mine aici la Tărștei. Suntem pe un lume, tot e frumos, dar nicăieri nu-ți simți ca la tine acasă. Chiar de, încă este mult de făcut, dar ca acasă nu e nicăieri. Și ca în familie, lume, în viață, cel mai scump și poate de persoană în familia. Familia, pentru familie trăiești, pentru copii, pentru nepoți. Adică, sunt fericită și sunt emoționată.